Bună ziua, dragi telespectatori, și bine ne-am regăsit la Drumul Spiritual. Sunt Codruț Burdujean și astăzi am plăcerea să-l am alături de mine pe Părintele Marian Duță de la Parohia Peninsula. Părinte, bine ați venit în emisiunea noastră. Bună ziua. Sper să ținem legătura. Bună ziua, bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Avem astăzi două subiecte foarte frumoase și importante pentru ortodoxie. Vorbim despre Duminica Ortodoxiei și vorbim despre ceea ce s-a întâmplat în Năvodari ieri. Și vorbim despre Buna Vestire, sărbătoarea pe care o cinstim astăzi. Părinte, să începem cu evenimentul de ieri, cu Duminica Ortodoxiei. Ce trebuie să rețină credincioșii despre această mare sărbătoare? În primul rând trebuie să spunem că Duminica este ziua, prima zi sau a opta zi din calendarul iudaic. Duminica este ziua învierii, prima zi, ziua luminii, ziua luminării. Așa cum fără lumină nu se poate să existe viață, fără această zi nu ar fi existat viață, nu ar fi existat învierea. În această zi a Duminicii a fost restaurat chipul omenesc, a fost ridicat omul de pe pământ la cer. A fost răscumpărat în această zi. Avem Duminica Ortodoxiei, care a fost rânduită de Sfinții Părinți în prima duminică din postul mare. Duminica Ortodoxiei, care a fost mai întâi instaurată în 843, la 11 martie, de împărăteasa Teodora a Bizanțului, împreună cu patriarhul Metodie al Constantinopolului. Duminica Ortodoxiei, care face referire la închinarea icoanelor, la închinarea persoanelor din icoane, pentru că vedem că mulți au fost cei care n-au înțeles cum stau lucrurile cu închinarea la icoane și au contrazis închinarea la icoane. Pentru că, de fapt, închinarea la icoane înseamnă închinarea la cel ce se află în icoană și nu la materie. Și chiar în 787, la sinodul de la Nicea, Sfinții Părinți au rânduit ca să fie cinstite toate icoanele, personajele din icoane și evenimentele ce sunt redate în icoane, ci nu materia sau lemnul. Deci, iată că în 843 la Constantinopol este vorba de o restabilire a cultului icoanelor. Da. Bun, și totodată această sărbătoare este o victorie împotriva ereziilor. Împotriva ereziilor, a iconoclasmului, a tuturor ereticilor. Pentru că așa cum atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim pe Asin și oamenii au așternut înaintea Asinului ramuri de finic și flori, Duminica Florilor, nu au adus cinste, de fapt, Asinului și celui ce se afla pe Asin. Așa și noi nu cinstim icoana. Iată, avem și cel deja ce pe, se află avem deja pe micile ecrane și imagini înregistrate ieri de Duminica Ortodoxiei în Năvodari. A participat în Al Preasfinția sa Teodosie. Da. În Al Preasfinția sa Arhiepiscopul Teodosie a participat în vederea susținerii vecerniei Bunei Vestiri, s-a făcut aseară vecernia Bunei Vestiri. Sărbătoare extraordinară pentru noi creștini ortodoxi, pentru că, de fapt, odată cu această bună vestire, începe planul mântuirii, planul răscumpărării omului după căderea în păcat a lui Adam și a Evei. Vedem că Buna Vestire, care înseamnă Evanghelie, vestea cea bună, este adusă
de Arhanghelul Gavril, Fecioarei Maria. Într-un moment în care, de care nu se știa exact. Se știa că va veni Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dar nu se știa cum se va întrupa, în ce mod va fi acest lucru. Și iată că vedem că Arhanghelul Gavril se arată Fecioarei în timp ce se ruga și îi spune: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântate ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Această sărbătoare a Bunei Vestiri este de fapt o sărbătoare în care ar trebui să vorbim atât de Maica Domnului, cât și de Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că nu putem avea pe Hristos fără Maica Domnului și nici pe Maica Domnului fără Hristos. Vedem că Fecioara Maria, care a dus o viață curată și sfântă la templu, se naște din părinții Joachim și Ana, oameni drept și temători Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu. Vedem, crește la templu, ba mai mult, ajunge să intre în Sfânta Sfintelor, unde intrau numai arhiereii. Adică ajunge la starea de îndumnezeire. Odată cu vestea, cu buna vestire a Arhanghelului Gavril, vedem că Fecioara Maria dă dovadă de smerenie extraordinară. După ce Arhanghelul îi vestește că va naște fiu și îi va pune numele Iisus, că va fi umbrită de Duhul Sfânt, vedem că Fecioara Maria spune fie mie după cuvântul Domnului. Iată smerenia ei. Să știți că cea mai înaltă calitate și pentru care a fost aleasă nu a fost atât fecioria, cât smerenia ei, supunerea ei față de Dumnezeu. De aceea mulți sfinți părinți spun că sfinții acelor vremuri se temeau ca nu cumva ea să refuze acest lucru, că avea libertatea de a o face, dar vedem că ea din smerenie se pleacă și primește această binecuvântare și îndată ce a spus fie mie după cuvântul Domnului, s-a zămizlit pruncul din Duhul Sfânt. Odată cu zămizlirea pruncului, ea a fost prima care a fost părtașă de Hristos. Pentru că vedem că apostolii îl primesc pe Dumnezeu abia în ziua cincizecimii, dar ea s-a unit cu Hristos la buna vestire. A fost prima care l-a primit pe Hristos, care a fost părtașă cu Hristos. Origen mai observă un aspect, expresia bucură-te Marie, cea plină de har. Acesta, da, observă că niciunei ființe nu i s-a atribuit acest... De ce i s-a spus acest lucru? Ea era plină de har înainte de acest lucru. Primise harul de la templu, că slujise în Sfânta Sfintelor, se îndumnezeise de acolo. Ea avea o aleasă pregătire duhovnicească. Și vedem că odată cu întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, ea s-a îndumnezeit, s-a unit cu Hristos. Apostolii vedem că abia în ziua cincizecimii primesc pe Duhul Sfânt. Și de ce o numim noi născătoare de Dumnezeu și nu născătoare de Hristos? Pentru că ea cu adevărat a născut pe Dumnezeu, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, care niciodată nu au fost despărțite. Pentru că, după cum știți, Sfânta Treime este indestructibilă, indivizibilă. Întru tot timpul ea a fost permanentă. Deci iată că ea a născut atât pe Tatăl, cât pe Fiul și pe Sfântul Duh. Vedem că Maria răspunde cu
sfială cu... Ce fel de închinare poate fi aceasta? Întreabă Maria. Și îngerul îi răspunde, nu te teme, Marie, fiindcă ai aflat har de la Dumnezeu. Și iată, în pântecele tău vei zămisli și vei naște fiu și numele lui îl va chema Iisus. Citez, acesta mare va fi și fiul celui prea înalt se va chema și Domnul Dumnezeul îi va da tronul lui David, părintele său, și va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria, vedem că se miră și chiar se minunează cum de ea a fost aleasă. Și spune, ai aflat har de la Dumnezeu. Aici vedem că mai apoi ea se arată mai cinstită decât cheruvimii și decât serafimii și chiar decât prorocii, că ea spune, iată de acum mă vor ferici toate neamurile, ceea ce s-a și întâmplat și se și întâmplă. În ierarhia cerească este deasupra tuturor. Exact, spune că împărăteasa va sta de-a dreapta în haină înfrumusețată. Prea înfrumusețată, în haină aurită și în prea înfrumusețată. Așa este. Fecioara Maria este mai cinstită decât cheruvimii și decât serafimii. Iată, este mai mare decât toate cetele îngerești. Pentru că mare este puterea îngerilor. Mare rol au avut și au. Dar cea mai mare între sfinți, între femei, este Fecioara Maria. Pentru că vedem că în ea s-a coborât Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Vedem că odată cu nașterea Fecioarei Maria se vede de undeva de departe o lumină venind și acea lumină era Hristos. Ea este porumbița cea aleasă, vasul cel ales întru care s-a odrăzlit Hristos. Ce mai este important să precizăm despre acest subiect înainte de a face câteva referiri despre Duminica Ortodoxiei? Să vorbim despre slujbele care se săvârșesc astăzi? Astăzi s-a săvârșit utrenia, da? Săvârșește vecernia. Și s-a săvârșit Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie, care este cea mai înaltă jertfă. Pentru că în Sfânta Liturghie se unește cerul cu pământul. La Sfânta Liturghie este prezent Dumnezeu în treime, Maica Domnului, toți sfinții, toate cetele îngerești, vii și morții. În Sfânta Liturghie, dacă ați avut ocazia să vedeți vreodată la Sfânta Proscomidie, acolo se scoate părticică cu Maica Domnului, cele nouă cete îngerești și părticele pentru vii și morți. Ceea ce intră toți în liturghie, participă toți la liturghie. Asta s-a săvârșit și astăzi, Sfânta Liturghie. Să mai subliniem faptul că Sărbătoarea Bunei Vestiri este primul praznic confirmat în manuscrisele liturgice dintre sărbătorile închinate Maicii Domnului. Bun. În această zi este și dezlegare la pește. Da, au rânduit Sfinții Părinți ca prilej de bucurie, pentru că, într-adevăr, este o cea mai mare bucurie această bună vestire. Atât pentru Maica Domnului, cât și pentru oamenii de atunci, cât și pentru noi. Ce veste mai mare putea să fie în lume decât aceasta că Hristos, Dumnezeu, s-a milostivit spre noi și s-a coborât luând ființă omenească, luând trup omenesc și de aceea Sfinții Părinți au rânduit ca în această zi să fie dezlegare la pește, pentru că este un prilej de bucurie. Deși acest post al învierii este un post mai aspru, un post în care trebuie să ne aducem aminte mai mult ca oricând de păcatele noastre, de semenii noștri și mai ales că spune că lumea nu va fi judecată după păcate, ci după fapte. De aceea este foarte important ca acum, în post, faptele noastre să fie mai multe ca oricând.
Așa, să ne ajute Dumnezeu, să mai amintim și faptul că această sărbătoare este sărbătorită împreună cu catolicii. În acest an este sărbătoare cu dată fixă. Bun, totodată vreau să salut, pentru că vorbim despre Duminica Ortodoxiei, vorbim despre acest post aspru, vorbim despre identitatea noastră de credință și în aceste zile ortodoxii suferă și unele întâmplări mai puțin plăcute. Vreau să cinstesc și eu în felul meu fapta pe care a făcut-o această fetiță, Sabina Elena, în Covasna. Este vorba de o adolescentă care a ajuns, iată, trăim vremuri delicate, ajungem noi ortodoxii să fim considerați eroi că purtăm tricolorul în Covasna. Tot respectul față de această adolescentă, tot respectul față de toți cei ce au făcut manifestații de susținere față de elevă și în Constanța. Astăzi studenții de la UMC au organizat o astfel de acțiune în Constanța. Respect și cinste acestor tineri. Iată cât de frumos se manifestă românismul. Din păcate, de multe ori prea târziu. Faptul că ajungem să trăim astfel de fapte triste, la un moment dat ne întoarcem privirile pline de reproș spre instituțiile statului, acest stat antinațional. Ajungem să vedem cum poliția, jandarmeria intervin mult prea târziu în a echilibra o stare de fapt. Iată, în Duminica Ortodoxiei, ieri în București, citeam pe un site, au fost tineri ortodoxi întrebați de sănătate, în ghilimele, legitimați și trimiși așa soldățește acasă de către unii jandarmi pentru că purtau benere și pancarte cu sfinții închisorilor și împotriva cipurilor. Bineînțeles că acțiunea celor câtorva jandarmi nu a fost una legală și și-au văzut de treabă, s-au potolit la timp înainte să-și facă instituția de râs. Încă o dată mă întreb, cum se face că noi cei ce purtăm pancarte cu sfinții închisorilor, sfinți care încă nu sunt canonizați, încă nu sunt și este trist acest fapt. În același timp, în Covasna și Harghita, neamuri străine de ortodoxie ajung să ne amenințe cu moartea pentru că purtăm tricolorul la noi în țară. Părinte, despre sfinții închisorilor încă se discută în șoaptă. Trăim pe pământ apostolic, în perioada comunistă, aici s-au înălțat la cer sute de martiri și chiar sfinți. Prin sprijinul și prin eforturile Înalt Preasfinției sale Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, s-a ridicat recent, s-a pus piatra de temelie și a unei mănăstiri la Poarta Albă, acolo unde se spune 800 de preoți au suferit și unii și-au găsit și sfârșitul pe malurile canalului. Da. Este o zi în care trebuie să ne aducem aminte și de sacrificiul acestor martiri ai Ortodoxiei. Trebuie să spunem că mulți sunt sfinții știuți, cunoscuți, descoperiți, dar mai mulți sunt sfinții neștiuți și încă nedescoperiți. În același timp, ați adus discuția despre acea manifestație din București în ceea ce privesc cipurile. Iată o problemă controversată care până la urmă pune la încercare libertatea noastră, indiferent că au dreptate sau nu au dreptate. Nu judecăm aici aceste aspecte, ci este o manifestare de libertate. Dacă o mână de oameni vor să aibă o alternativă și consideră că libertatea de conștiință le este încălcată, atunci acest stat trebuie să vină în favoarea cetățenilor, nu? A noastră, celor care cotizăm în continuu. Eu aș vrea să tratez subiectul ăsta din punct de vedere al bisericii mai mult. Eu fac săgeții din punctul meu de vedere ca jurnalist. În primul rând, Dumnezeu când l-a creat pe om, l-a creat liber, înzestrat cu voință, rațiune și sentiment, fără niciun chip. Dacă Dumnezeu ar fi considerat că omul are nevoie de un chip, l-ar fi înzestrat cu acest chip, cum l-a înzestrat cu celelalte simțuri. Acest chip, cred eu că nu ne este necesar. Și tocmai de aceea am văzut că
îl primesc cei ce vor. Sfinții Părinți vedem că au vorbit mult despre acest chip, despre codul de bare, despre toate aceste lucruri. Chiar și acel cod de bare, vedem că aparatele îl citesc 666, care se află pe toate produsele. Scrie în Apocalipsă clar, cel ce va primi acest număr, 666, număr al fiarei, se va lepăda de Hristos. Și atunci, de ce să primim și cum să primim acest chip? De ce să acceptăm acest cod de bare cu 666? De ce nu este alt număr? Acum, eu nu spun ca oamenii să primească, nici să nu primească. Eu spun, este părerea mea. Fiecare va alege. Și Mântuitorul nu i-a obligat pe oameni ca să se mântuiască, nu i-a forțat, ci doar le-a arătat calea ce trebuie. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepădeze, să ia cu cea să-mi urmeze. Cel ce vrea, n-a obligat pe nimeni. La fel și eu spun, este părerea mea că omul a fost creat fără un chip și cred că așa... Părinte, vă întreb, nu ca preot, ci ca simplu cetățean și ca om. Dumneavoastră considerați justificate aceste acțiuni de protest? Sunt îndreptățiți acești oameni să-și apere punctul de vedere? Sigur, într-un mod pașnic, într-un mod civilizat, de ce nu? La Drumuri Spirituale, în emisiunea pe care o realizez, joia, chiar și musulmanii, deși nu au invocat niște argumente teologice, au salutat acțiunea creștinilor. Iată, este un gest de libertate pe care, indiferent că suntem creștini, necreștini, trebuie să-l apreciem ca atare și să-l privim în toate dimensiunile pe care îl comportă. Mărturisirea de Hristos se face prin trăirea noastră, prin viața noastră, prin felul nostru de a fi. Nu putem spunem că îl mărturisim pe Hristos doar prin cuvintele noastre, ci trebuie și prin viața noastră, prin faptele noastre. De aceea fiecare trebuie să-și apere sufletul, să-și apere conștiința, să-și apere dreapta credință. Iar eu spun așa, că afară de ortodoxie nu există mântuire. De aia trebuie să rămânem în dreapta credință, de aia trebuie să urmăm învățăturile Sfinților Părinți fără a ne abate de la ele, pentru că începutul mântuirii noastre de aici este, de pe calea ce trebuie, adică din ortodoxie. Dacă ne aflăm în altă parte, nu văd cum ne vom mântui. De aceea trebuie să apărăm ortodoxia. Sperăm că acest mesaj va fi apreciat și de cei ce lucrează în aceste ministere, în aceste birouri ale statului. În multe emisiuni pe care le realizez, repet, taxez faptul că statul a devenit antinațional. Vedem cum orice manifestare de românism ajunge să fie considerată un gest excentric în țara noastră. Ajungem, încă o dată, îmi fac datoria să sesizez această grozăvie. Am ajuns în 2013 în Covasna și Harghita să considerăm tricolorul un mod de manifestare exotic, excentric. Unde s-au aflat instituțiile statului în acest timp? De ce s-a ajuns la această situație? Iar pentru că suntem la drumuri spirituale, nu uitați, este vorba de ortodoxie, este vorba de niște ținuturi unde am fost trimiși oriunde din casele noastre. Să nu uităm crimele care s-au petrecut în perioada interbelică, împotriva românilor, împotriva ortodoxilor. Să nu uităm tragediile pe care le-a suferit ortodoxia în aceste ținuturi de-a lungul istoriei. Avem datoria să trezim conștiințele și până nu este prea târziu. Nu? Este Duminica Ortodoxiei, suntem români, să ne aducem aminte de faptul că dacă nu suntem uniți în credință, atunci vom fi niște frunze în bătaia vântului și a istoriei. Părinte, în încheiere, un cuvânt pentru credincioșii care se uită la această oră la Litoral TV.
În încheiere, a spune ca oamenii să caute în acest post să se spovedească, după ca să se împărtășească și mai ales să postească. Cu post și rugăciune, spune Mântuitorul, va peri acest neam de diavoli. Să însoțim rugăciunea cu postirea. Nu se poate doar cu postire fără rugăciune sau doar cu rugăciune fără postire. Postul este o scară ce ridică pe om de pe pământ la Dumnezeu. O zi nepostită înseamnă o treaptă neurcată. Postiți și vă rugați și rămâneți în dreapta credință în vecii vecilor. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dragi telespectatori, l-am avut astăzi alături de mine pe Părintele Marian Duță, pe care îl așteptăm cu drag în viitoarele noastre emisiuni. Sunt Codruț Burdujean, am discutat astăzi despre Duminica Ortodoxiei și despre Buna Vestire, pentru că nu, în Năvodari avem o biserică frumoasă, chiar în mijlocul orașului, care și-a sărbătorit hramul. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare o după-amiază plăcută. La revedere, Doamne ajută!